foarte înfrigurați, dar dacă tot suntem aici și dacă am ajuns în Norvegia în perioada târgurilor de Crăciun, ne-am gândit să facem o comparație. Târgul de Crăciun din Oslo, care este chiar aici în spatele meu, versus târgul de Crăciun din București, Piața Constituției. Haideți să vedem care ne place mai mult. Prima diferență, așa de la intrare, te izbește mirosul de grătar. Deși am mers aproximativ la aceeași oră și în Oslo e ceva mai lumină aici. Și o asemănare este tot în fața Parlamentului. Acum să vedem prețurile. Or fi similare, or fi mai mari, mai mici. Da, deci după cum am intrat aici, ce pot observa este că au bezele în ciocolată și waffles-uri. De exemplu, o porție de cartofi cu maioneză sau ketchup, 100 de coroane, ceea ce înseamnă cam 8 euro, adică 40 de lei. Cât este? O mămăligă, 8 lei. Cartofi prăjiți tot 8, cârnați 16 lei kilogramul. Coaste la... Ba nu, 100 de grame. Coaste la fel 16 lei 100 de grame. Un hot dog, tot cam așa, pornește de la 40 de lei și până la maxim 50. Cred că la carne mi se pare cel mai scump. Par cât de cât decente prețurile față de cum mă așteptam. De exemplu, smultringer, care nu știm ce e, 4 bucăți, 20 de lei. Ok, sunt un fel de gogoșele rotunde. Am ajuns și la căsuța cu langoși și haideți să vedem cât costă lucrurile. Avem gogoși, gogoșele din acelea mici, 15 lei porția mică, 25 porția mare. Și langoși, cât sunt? 10 lei simple, 20 cu ceva pe ele. Brânză, gem, smântână. O groază de variantă. Da. Aici avem și un brad foarte mare. Fix în mijloc. Avem și o roată mare pe fundal. Deci nu e roată? Pare că nu e folosită momentan. Deci nu e roată? Da. Găsim de asemenea și aici atât roată cât și carusel. Ceva comun, de fapt, pentru târgurile de Crăciun în general. Ciocuri cu dulciu. Nu te bagi? Nu. No. Și roata. Ce e aici oare? Că pare că are succes. Aici l-avem pe Rudolf care vorbește. Un vin fier 12 lei, un suc de mere, ca să comparăm același lucru, tot 12 lei. Ceaiul 8. Am găsit, de exemplu, și cafea, care e 15, ciocolată caldă 20. Ei au și o băutură specifică de Crăciun, Glögg, care este un fel de sirop și costă 55 de coroane, adică vreo 20 ceva de lei, 22. Se face fiert. Se face fiert, la același preț este și ciocolata caldă. Iar dacă vrei ceva cu alcool, trebuie să te duci doar după gard, doar în interiorul gardului poți consuma alcool. Hai să vedem cât e un vin fiert. Cea mai ieftină chestie cu alcool pornește de la 109 în coroane, adică peste 40 de lei. Vreo 43 de lei. Multicel, ce-i drept. Și alcoolul de asemenea este foarte scump. Adică dacă restul chestiilor sunt mai decente, alcoolul e foarte scump, chiar și aici. Am reușit să iau și un vin fier până la urmă. Sincer, este mult mai mare, e mai drăguț, n-am ce zice, e mai opulent decât cel din Oslo, dar e mult mai aglomerat și foarte greu de filmat pentru noi.
Iar aici, nu știu cât de bine se vede, dar este coada pentru roată. În partea cealaltă nu se dădea nimeni aproape în roată. Foarte aglomerat. E bun vinul? Da, n-ai tu o lumină sus pe o casă. Da, bun. Și aici înțelegem limba. Și aici are și alcool vinul. Ce? Aici are și alcool vinul. Da, și la același preț cu sucul de mere, pe care în partea cealaltă era dublu vinul cu alcool. Noi nu avem reglementare atât de strictă pentru alcool. Da. Și am văzut că sunt foarte populare merele acelea în ciocolată sau în acadea. Dacă văd și un preț, vă zic, dar... Vezi vreun preț? Sunt neprețuite. Am găsit și prețurile la astea, 60 de coroane, 59, mă rog. Avem aici și căsuța cu bubble waffles. Și cât sunt waffle-urile, Răzvan? Între 30-35 de lei. V-am arătat un pic mai multe, doar că, după cum vedeți, e foarte aglomerat. Ne-am plâns deja de asta, nu? E foarte greu să filmăm, să știți, așa că de asta o să vă arătăm ceva mai puține lucruri. Dulciuri. Uite aici o pară pe băți cu ciocolată. Ai, mai ieftin, vreo... 12-13 lei? Nu. Nu, 20. Iar am greșit. Se acceptă. Am ajuns la o tarabă cu foarte mult succes aici, poale în brâu. Cui nu-i plac poalele în brâu, de fapt? Și este cam... 15 lei. 15 lei bucata, da. Și coadă. 15 lei acolo. Dar e foarte mare coadă, pare că au foarte mult succes. Eu le știam, eu poalele în brâu le știam drept plăcind de acasă. Eu nu, eu știam că sunt poalele în brâu, dar noi le mâncăm direct de la sursă. Nu trebuie să luăm de aici. Ce bine că nu e așa aglomerat, dar e și în timpul săptămânii. Da, alune, dulciuri, ornamente. Ornamente de Crăciun. Este mult, mult mai aglomerat. Și avem și muzică live. În rest, pare similar. Avem ornamente, tot felul de chestii făcute manual. Mai găsim chestii de îmbrăcat din păr de lamă. Sunt, de fapt, șosete din păr de lamă, din blană de lamă. Șosete groase găsim, mănuși, ai nevoie, și îmbrăcăminte gen mănuși, căciulă, șosete, fulare, cam asta mult. Gemuri, cam la orice târg de Crăciun, cred. Găsim de asemenea și aici produse tradiționale, produse făcute manual, dar și mâncare și mezeluri făcute în România, sperăm. Salamuri pe dreapta aici. Foarte drăguți oamenii. Răzvan, mergem la Castel Moș Crăciun? Mergem? Șanse să intrăm nu cred că avem. Dar hai să vedem dacă îl găsim pe Moș Crăciun acolo. Aparent nu e Moș Crăciun, sunt complet dezamăgită. Nu e, pare doar că e un loc în care copiii scriu scrisori moșului. Dezamăgitor.
Au acces direct, ajung direct în Laponia. Da, se teleportează în Laponia. Și avem aici un patinoar, dar care nu pare că are prea mult succes. Sunt mai doar câțiva... Mai mult se merge fără patin. Da, sunt câțiva copii acolo în spate. Dar atât. Cred totuși că e gratuit, după cum pare. Da, înseamnă că lumea n-are patine. L-a apucat pe Răzvan, datul pe gheață, fără patine. Hai că a dat în mintea copiilor. Gata. Suficient? Suficient. Aici avem de asemenea și o scenă unde se cântă. Sunt spectacole în fiecare seară. O să urmeze mai târziu, la noi destul de devreme. Și de asemenea, până atunci avem muzică de la un DJ și sunt boxe puse în mai multe puncte din acest spațiu. Și chestiile astea din spatele meu, cu Moș Crăciun și făcute din lemn, sunt toaletele. Sunt foarte cute. A, mai sunt câteva chestii și pe partea asta, aparent. Inclusiv un perete plin de luminițe? Sau nu, e arcadă. A putut intra pe la mijloc. Nu știu cum se vadă pe cameră, dar intrăm în luminițe. Foarte lungă. Suntem aproape în capătul unei dintre ele. Mai sunt două. Hai, și mai sunt și aici magazine. Mici magazine. Dar nu e foarte aglomerat. Adică nu e aglomerat deloc. Mm-hmm. Pare că oricum cel mai mare succes aici l-au căsuțele cu mâncare. La da, carne și... mai exact. Grătare, în principiu. Ce dulciu, ce așa, porc. Voiam să zic că este mai cald decât în Oslo, dar sincer a început să mă ia frigul. Cred că e un pic mai cald, dar... Poate mai trebuie un vin fier. Da, în final, da, mai trebuie niște vin fier să ne încălzim. Pentru ca lumea să se încălzească, avem acolo și un foc de tabără. Foarte, foarte drăguț. Și cam aici se termină aleea principală din parc. Și o dată cu ea și târgul de Crăciun. Terminăm turul cu ceva cald, cu un Apple Vlog. Iar voi spuneți-ne în comentarii care tur de Crăciun v-a plăcut mai mult. Oslo versus București.